Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Profetului Amos, capitolul 8, și vom citi începând cu versetul 11 până la versetul 14 inclusiv. Biblie, pagina 891. Cartea Profetului Amos, capitolul 8, începând cu versetul 11. 12, 13 și 14. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Vor privegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo să caute cuvântul Domnului, și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Ei care jură acum pe păcatul Samariei și zic pe Dumnezeul tău cel viu Dane și pe drumul Berșebei vor cădea și nu se vor mai scula. Amin. Doamne, acesta este cuvântul tău. Cuvânt viu și adevărat. Cuvânt plin de putere și autoritate. Cerem înțelepciune și har din partea ta să-l putem pricepe, să-l primim cu blândețe în inimile noastre ca să-și aducă rod la vremea potrivită. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm, ascultă-ne și rămâi cu noi. Amin. Amin. Vă invit, ocupați locurile. Mai întâi îmi exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră și din inima mea se îndreaptă mulțumire spre Dumnezeu alături de mulțumirile dumneavoastră pentru că iată, au trecut 90 de ani de când Dumnezeu s-a angajat și a spus vă voi purta și vă voi lua în spatele mele, voi căra și voi fi cu voi până la căruntețele voastre. Dumnezeu a făcut. Și iată că după 90 de ani putem să spunem că altă dată omului Dumnezeu până aici, Domnul ne-a ajutat. El să fie slăvit. Amin. În numele Bisericii Baptiste Betel din Mediaș vă aduc salutul de dragoste și mă rog ca Dumnezeu cel preanalt să vă binecuvinteze pe toți împreună cu păstorii dumneavoastră care mă cunosc de ceva vreme și colaborăm. Distanța mare ne-a împiedicat să ajungem, dar iată că Dumnezeu a hotărât vremea asta ca să fim împreună în această sărbătoare specială. Mă bucur de toți cei care sunteți prezenți, mă bucur și de oaspeții care sunt în casa Domnului și mă bucur să ne văd după multă vreme pe fratele Dăduică și la polul opus pe fratele Cristi. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Adorarea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Amin. În jurul anului 750 înainte de Hristos, Dumnezeu a făcut o chemare specială unui fermier și cioban obscur să facă slujba unui profet. Numele lui era Amos. Misiunea lui era una ingrată. Deși locuia în Iuda, în partea de sud a țării, Dumnezeu îl trimite în nord, la cele 10 seminții din nord, să anunțe judecata lui Dumnezeu dacă nu se pocăiesc. Misiunea lui era una foarte specială, dar grea. În mod trist, națiunea n-a luat în serios avertizarea care a venit din partea lui Dumnezeu prin Amos, și chemarea la pocăință pe care el le-a trimis-o din partea lui Dumnezeu a fost neglijată. Drept urmare, ei au fost duși în robia asiriană. La anul 722 înainte de Hristos. Au fost duși în robie și niciodată nu s-au mai întors înapoi. Din pricina neascultării, a neglijării, cuvântului Dumnezeu, mesajului care le-a fost trimis, Dumnezeu i-a dispersat
s-a împlinit în tocmai cuvântul lui Dumnezeu. Parte din profeția lui Amos este împlinită în vremea aceea, dar este o profeție tare interesantă. O profeție după o foamete. Dar nu după o foamete după pâine sau sete de apă, ci o foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Textul care stă înaintea noastră vorbește despre această foamete după cuvântul lui Dumnezeu. În câteva aspecte, ea este diferită de foametea pe care o avem noi astăzi după cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp este și similar. Ne vom uita la aspectul acesta și vom încerca să înțelegem ce a adus judecata lui Dumnezeu în popor la vremea aceea, ce a însemnat această foamete după cuvântul lui Dumnezeu, cum este ea manifestată astăzi. Să ne dea Dumnezeu pricepere fiecăruia dintre noi. Ca să tânjim după cuvântul lui Dumnezeu, să-L avem, să-L dorim, să-L iubim, să-L trăim și să-L practicăm în viața noastră. Foamea prezentă. Poate vă surprinde că vă spun că sunt mulți oameni astăzi care trăiesc în această foame de după cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți. Într-o lume în care există abundență de cuvânt al lui Dumnezeu, sunt foarte mulți oameni care trăiesc această stare de foame de după cuvântul lui Dumnezeu. Prin ce este diferită însă foamea de astăzi de foamea din vremea lui Amos? În primul rând, foamea prezentă după cuvântul lui Dumnezeu n-a fost trimisă de Dumnezeu. La vremea aceea, în vremea lui Amos, Dumnezeu trimite foamea aceasta. Din pricina neascultării, a neglijării, ei au ajuns să rătăcească într-o parte și alta, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, de la o mare la cealaltă, dintr-o parte în cealaltă, tânjind după cuvântul lui Dumnezeu, după cuvintele lui Dumnezeu, după mesajul lui Dumnezeu. Foamea de astăzi n-a fost trimisă de Dumnezeu. Mai degrabă Dumnezeu pregătește pentru toată lumea un festin decât o foamete. Abundență care să fie pusă înaintea fiecăruia dintre noi. Și totuși, avem de face cu o lume care trăiește într-o foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm de o abundență de Biblie. Diferite mării, diferite traduceri, diferite culori. Parcă niciodată n-a fost o variație așa de mare de Biblie. Ca și copil mi-aduc aminte când tatăl meu a adus prima Biblie în casa noastră. Era tare bucuros. A plătit pentru ea salarul lui pe o lună să o aibă. Dar nu era una nouă. Era o Biblie făcută din trei, adunată și legată împreună. Și a adus-o în casă, a pus-o pe masă și a adunat cei 6 copii și cu lacrimi în ochi a spus: avem cuvântul lui Dumnezeu. De astăzi, în fiecare seară ne vom strânge și vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Avem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Astăzi însă, nu numai că avem o Biblie, avem una de buzunar, avem una de mașină, avem una de biserică, avem una de studiu, avem una de concediu, care este mai mult de geamantan, avem una de nu știu ce. Întrebarea este cât de folosită este Scriptura. Niciodată în istoria omenirii, în lumea, nu s-a bucurat de un așa acces liber la cuvântul lui Dumnezeu. O găsești în format scris, o găsești în format electronic, o găsești în format audio, în format video, o ai pe telefon, pe computer, pe tabletă, pe ce vrei. Abundență de cuvântul lui Dumnezeu. Accesul său ușor. Și totuși, lumea trăiește într-o foame după cuvântul lui Dumnezeu. Și acum să vă explic. Această foame este o foame de autoimpusă. Ați auzit de oameni care se înfometează singuri? Spun ei, nu ne place cum arătă și gata. Nu mai mâncăm asta, nu mai mâncăm asta, nu mai mâncăm o zi, două, trei, cinci.
Dar în lumea noastră sunt o mulțime de oameni care își impun foametea după cuvântul lui Dumnezeu. Și trăiesc o foamete autoimpusă. Cineva și-a imaginat o agendă scrisă de Biblie. O agendă care erau notate acolo gândurile în fiecare lună a Scripturii. Era ceva de genul acesta. Ianuarie. Un timp foarte ocupat pentru mine, cei mai mulți din familie au decis să mă citească anul acesta. Așa că am fost foarte ocupată primele două săptămâni. Acum sunt părăsit. Februarie. Posesorul meu m-a folosit câteva minute săptămâna trecută. A avut o dispută cu cineva și avea nevoie de niște referințe biblice. Martie. Bunicul ne-a făcut o vizită. M-a ținut în poală aproape o oră. Și a citit 1 Corinteni 13. Aprilie. Am avut o zi foarte ocupată. Posesorul a avut o întâlnire cu unul din liderii bisericii și m-a răsfoit destul de mult. Trebuie să merg la biserică pentru prima dată anul acesta. Pentru mine ca mie. Mai. Pe paginile mele au apărut câteva pete de la firele de iad. Au presat și câteva flori de primăvară între firele mele. Iulie. Arăt ca un album cu decupaje din ziar. M-au împopoțonat cu agrafe și benzi colorate una dintre fete. Se va căsători. Iulie. Astăzi m-au așezat într-un geam antar. Cred că vom pleca aici. Mi-ar place dacă s-ar putea să stau acasă decât să stau înghesuit într-un geam antar pentru o lună de zile. August. Sunt încă geamă ta. Septembrie. Din nou acasă, în vechiul meu loc. Dar nu mai sunt singură. Am o companie impresionantă. Două volume de povestiri adevărate și alte patru de beletristică stau deasupra mea. Sper să fiu citită mai mult decât o faci. Octombrie. M-am folosit puțin astăzi. Cineva din familie este bolnav. Chiar acum m-a așezat pe mijlocul mesei. Cred că va veni pastorul în vizită. Noiembrie. Înapoi în locul meu. Decembrie. Se pregătesc pentru Crăciun. M-am acoperit cu hârtii și de împachetat și cadouri. Aproape că nu mă mai văd. M-am văzut pe mulți dintre dumneavoastră zâmbind. Unii dând din cap afirmativ, alții făcând ochii mari. Probabil că unii dintre noi ne-am regăsit aici, în imaginea aceasta, în tabloul acesta. Trăim într-o lume în care Biblia este obiect de decor. Stă așezată frumos pe un raft, stă așezată frumos într-un loc, și doar atunci când ai nevoie, fugi la ea ca la o pastilă, ca să-ți piară durerea de cap. Când Biblia trebuie să fie fundamentul vieții creștine, fundamentul trăirii în relațiile din biserică și a vieții din societate. Când Sfânta Scriptură trebuie să fie puterea fiecărui credincios, viața care să ne insufle la o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. De ce este astăzi o foame de după cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul poate fi găsit dacă comparăm această foame de cu cea din vremea lui Amos și să înțelegem că ea este și similară cu ce s-a întâmplat atunci. Și similaritatea aceasta este dată de câteva lucruri. În vremea lui Amos, dragii mei, era un lux material. Perioada în care el transmite mesajul lui Dumnezeu și atenționarea era una de liniște și prosperitate materială. Vă rog să vă gândiți la momentul următor, 750. Momentul în care Dumnezeu îl ia și îl trimite este cu ceva vreme înainte de 722. Pentru că numărăm invers, este înainte de Hristos. Când
autoritatea lui Dumnezeu avea să vină peste cele 10 națiuni din nord. Și atunci era încă liniște. Era prosperitate. Oamenilor le mergea bine. Un lucru care se vedea la vremea aceea era luxul material. În zilele lui Amos, viața trăită în lux a devenit cauza mândriei pedepsite de Dumnezeu. Dacă întoarcem în capitolul 6, primele 8 versete, sunt versete care aduc un tablou înaintea noastră, un tablou care îl întâlnim foarte des și astăzi. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost de muntele Samariei. Vai de mai mari aceștia al celui din tâi dintre neamuri la care aleargă casa lui Israel. Și uitați-vă mai departe la descrierea care o face profetul Amos. Credeți că ziua nenorocirii este departe și, și face să se apropie domnia stilniciei. Ei se culcă pe patru de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul lăutei. Se cred discuțiți ca David din instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun un de lemn. Și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Mergând mai departe, avem aici tabloul acesta înfiorător. Cei care trăiau în vremea lui Amos, trăiau într-un lux care le permiteau să spună nenorocirea e departe. Nu mă va ajunge niciodată. Și noi trăim într-o lume în care unii ai impresia că trăiesc veșnic pe pământul acesta. Prin ceea ce au, prin ceea ce fac, prin ceea ce gândesc, cum se relaționează la lumea aceasta. Cum aruncă într-o parte și alta. Parcă ar fi stăpânii întregii lumi. Luxul în care trăiau îi făceau să creadă că pedeapsa și judecata lui Dumnezeu este împinsă departe și nu-i va ajunge niciodată. De fapt, ei nici măcar nu vreau să se gândească la viitor. Trăiau doar prezentul și acesta într-un mod desconsiderând și neglijând cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu însă îi avertizează. Și avertizarea aceasta nu e de doar din vremea lui Amos. Dacă întoarcem în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea de Deuteronom, în capitolul 8, găsim cuvintele lui Dumnezeu spuse aproape de la începutul formării acestei națiuni. Și în capitolul 8, Dumnezeu îi spune lui Israel așa. Vezi, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav, unde erau șerpi, înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mare și care ți-a dat să mănânci pustii, în pustiu mare aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi, să nu uiți! Când o să ai de toate, când îți merge bine, vezi să nu uiți! Prea adeseori, oamenii, când le merge bine, uită de Dumnezeu. Când sunt sănătoși, n-au treabă cu Dumnezeu. Când problemele sunt liniștite în jurul lor, nici gând la cel prea înalt, la veșnicia care se apropie, la judecata care e gata să înceapă. Noi trăim într-o vreme în care lumea în care trăim, aproape că l-a scos pe Dumnezeu în afara granițelor trăirii umane. Ce trebuie să ne oprim în loc. Domnul Iisus Hristos însuși a avertizat că bogățiile și plăcerile acestui veac înăbușe cuvântul care este sădit în inimile oamenilor. Și chiar dacă prinde puțină rădăcină și începe să crească acolo și omul se înfioară, se gândește, oh, mai vine o judecată. Mai vine o vreme în care Dumnezeu va chema să stau în fața Lui. Bogățiile și plăcerile acestei lumi înăbușă. Tot sentimentul acesta este dispersat.
În zilele noastre, mulți din cei ce aleargă după bogății, uită de Dumnezeu. Uită de Dumnezeu. Vezi să nu uiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai lux material, era în vremea lui Amos, era și corupție morală. Observați cât de corupți erau ei la vremea aceea. Dacă întoarcem în capitolul 2, versetele 6 la 7, aproape că ți-i creu să citești cuvintele care sunt scrise aici, cu referire la trăirea poporului în vremea aceea. Așa vorbește Domnul. Pentru că nelegiuirea lui Israel, va pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pândărească numele meu, cel sfânt. Câtă durere în inima lui Dumnezeu când se uită spre poporul său și vede în ce stare nenorocită a ajuns. Dar privind oare acum, peste pământul nostru, ce vede Dumnezeu? Oare poate cineva nega faptul că toată imoralitatea care există în lumea aceasta nu are efect și asupra bisericii? Oare poate cineva să spună că ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu afectează din când în când și trăirea copiilor lui Dumnezeu? Au început, dragii mei, standardele lumii să devină standardele celor care sunt în biserică. A început, dragii mei, mersul lumii acesteia să-și croiască cărare și în viața multora din cei care spun copii ai lui Dumnezeu. Când acest lucru se întâmplă, oamenii nu mai doresc să fie hrăniți cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Nu mai au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Desconsideră și neglijează. Dacă o fac totuși, o fac cu o oarecare reținere. Pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este ca o sabie cu două tăișuri, care despică, taie și aduce la lumină. Și atunci când te confrunți cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poți să stai liniștit. Nu mai ai puterea să mergi înainte oricum. Că te întâlnești cu Dumnezeul cel viu. Și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dar mai bine să cazi în mâinile Lui acum, decât să cazi în mâinile Lui atunci când va fi judecat. Cădea în mâinile lui Dumnezeu acum înseamnă să-ți formeze caracterul, să-ți formeze calea vieții, să-ți formeze relațiile tale, să-ți formeze trăirea ta, familia ta, să încapi în mâinile lui Dumnezeu acum e o mare binecuvântare. Dar, la judecată, dacă vei cădea în mâinile lui Dumnezeu, va fi groaste. N-aș vrea vreunul din dumneavoastră să cadă în mâinile lui Dumnezeu atunci. Mai bine, lasă-te în mâinile lui Dumnezeu astăzi. Corupție morală la fel de aceea. Ce se întâmplă în lumea noastră astăzi, ne înfioară. Am strigat ca și români după libertate și a venit libertatea. Dar ce ne-a făcut libertatea? Că nu știm să o folosim. Un tânăr a alergat după un autobuz, îl prindă, care aproape era pornit și așa, cu ultimul pas a sărit și a prins bara de mijloc și a spus, am câștigat 2 minute. Cineva de lângă el a spus, ce vei face cu el? Ce vei face cu el? Am câștigat libertatea, dar ce facem cu el? Deschidem și ușă și geam ca să intre toată imoralitatea din lume? Deschidem viața și trăirea noastră și relațiile noastre și faptele noastre dovedesc faptul că am devenit foarte toleranți cu tot ceea ce este imoral în lumea asta. Dumnezeu să ne dea pricepere și înțelepciune, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care ne poate învăța, care ne poate feri, care ne poate întări, care ne poate face destoinici pentru orice lucrare bună. Chiar dacă trebuie câteodată să ne mustre, să ne pedepsească, dar o face spre binele nostru și spre folosul lumii în care trăim noi. Trăim o vreme ciudată în care oamenii au uitat de Dumnezeu și condiția morală este aproape la pământ. Te uiți într-o parte și alta și vezi cum nelegiuirea curge ca apa și oamenii sunt indiferenți. Arunc privirea în urmă și mi-aduc aminte de bătrânii noștri care înainte de a da
prima lovitură cu sapa în brazdă, își luau pălăria din cap, ridicau ochii în sus și cereau îndurarea cu Dumnezeu. Unde mai sunt oamenii aceia? Unde sunt oamenii care își adunau copiii la masă și înainte de a împărți mămăliga în 6, în 7, în 8, în 10, împreunau mâinile și mulțumeau lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte de bunicul meu, mereu făcea lucrul acesta, când mergeam în vizită, eram copil, mă punea pe genunchii lui și spunea, ai citit ceva din Biblie? Ca și copil de multe ori trebuia să spun, nu, bun, dacă n-ai citit, citesc eu acum. Niciodată nu scăpa, fără să-mi citească. Dar de rugat, te-ai rugat? Mai încă una, asta nu-i rugăciune, hai să te învăț eu cum să te rogi. Câți bunici își mai au nepoții pe genunchi să le citească? Câți părinți mai au copiii să stea lângă ei și să învețe lucrurile care să-i zidească în caracterul lor? Nu te știu de la desene animate până nu fac eu treaba. Joacă de la computer. Cumpără una, cumpără alta, îl îmbracă, îl echipeze, îi fac toate lucrurile. Dar uite, are un suflet pentru care într-o zi va da socoteala înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne dea pricep. La vremea aceea era și corupție religioasă. Israel nu mai avea răbdare, dragii mei, nici măcar să se încheie sărbătorile, slujbele. Dacă ne uităm în capitolul 8, versetele 4 la 10, citim ceva interesant. Ascultați lucrul acesta voi, care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă, adică sărbătoarea, să se încheie odată sărbătoarea, ca să vindem grâul și sabatul, ca să deschidem grânarele și să micșorăm efa, să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna, ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiați pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Adică calitate inferioară. Nu mai dăm grâu care trebuie. Era încă în vremea sărbătorii, dar mintea lor era plecată deja de acolo. Văd aici. Dar câți dintre dumneavoastră deja vă gândiți la masa de amiază? Sau la soarele de la plajă? Sau la săptămâna viitoare? Suntem prea grăbiți și trăim într-o lume în care le vrem pe toate instant. Și nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare cu noi înșine, cu cei din jur. Dar-mi-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu învățăturile lui Dumnezeu. Când suntem la rugăciune, înainte de a spune amin, am și deschis ochii. Parcă am și pornit deja. Când noi, de fapt, ne rugăm, ne închinăm înaintea șefului Universului, a Dumnezeului, celui prea înalt. În lumea asta, dinaintea unui demnitar, nu pleci așa grăbit, ușurat. Te mai uiți. Îți permite să pleci. Mai stai puțin. Câți dintre dumneavoastră, după ce v-ați rugat, ați mai stat liniștiți câteva clipe. Poate a avut Dumnezeu să-ți mai spună ceva. După ce tu ai spus, amin, Doamne, așa să fie. Poate că Tatăl, Dumnezeul tău, prietenul tău, ar fi vrut să-ți mai spună ceva. Nu e așa că, de îndată ce spunem amin, parcă am și accelerat, ne duce. Nu mai aveau răbdare, dragii mei. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar la noi când anunță rugăciunea de încheiere, deja trag fermoarele, își pregătesc cheile, deja unii deja și cu piciorul în autobuz sau în mașină deja. De aceea niciodată nu spun, am învățat din propria experiență lucrul acesta, dragii mei, acum voi încheia. Pentru că dacă spun, acum voi încheia, au încheiat și fraților, predicator, nu spuneți niciodată, acum închei predica. Pentru că în momentul ăla, orice veți spune, va fi degeaba. Ce urmează dincolo de cuvântul ăsta, acum voi încheia, e încheiat deja. Oamenii au încheiat. Când ai spus, ai încheiat, au încheiat. Pentru că nu mai avem răbdare. Știți ce s-a întâmplat cu poporul Israel? Și-au pierdut răbdarea pe drum și din pricina aceasta au ajuns cârtitori, nemulțumitori, bârfitori. Au ajuns să plătească greu. Din pricina faptului că și-au pierdut răbdarea pe drum. Sunt foarte mulți astăzi care nu mai au răbdare. Atunci când vin în casa lui Dumnezeu la închinare și trebuie să stea
tot sufletul, cu toată ființa lor, înaintea celui preacolo. Abia așteaptă să reînceapă. Fie locul, fie distracția, fie jocul, fie lucrurile în care erau prinși. Dacă nu sunt doritor să petreacă timp sincer în închinare înaintea lui Dumnezeu, atunci este ușor să înțeleg de ce nu-și iau timp să se hrănească în Cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, când a fost ultima dată când ai luat Biblia și ai citit-o doar pentru tine? Nu ca să faci o predică, un mesaj, să dai răspuns cuiva, să te informezi. Când a fost ultima dată când te-ai uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și ai simțit că Dumnezeu e atât de aproape de inima ta, încât ți-au căzut lacrimi pe pagini de Biblie și ai fi vrut să mai pleci de acolo? Când a fost ultima dată când ai luat Sfânta Scriptură și ai spus, asta e hrana vieții mele, e puterea mea, e înțelepciunea mea, e lumina mea? Când a fost ultima dată când ai spus, Doamne, aici este puterea Cuvântului Tău, aș vrea să te am? De adeseori, dragii mei, facem din Cuvântul lui Dumnezeu robul, slujitorul nostru. Căutăm ceva pentru mintea noastră să ne liniștească. Și-o face. Ceva pentru inima noastră să o mângâie. Și-o face. Ceva pentru trăirea noastră ca să o învrednicească pentru a merge înainte. Pentru relațiile noastre. Și-o face. Dar Cuvântul lui Dumnezeu e mai mult decât atât. E Dumnezeu întrupat în scris, care stă înaintea noastră. A trecut ceva vreme până când am înțeles că atunci când stau cu Sfânta Scriptură în mână, trebuie să tremur înaintea lui Dumnezeu, pentru că aici este Dumnezeu întrupat în scris, care îmi vorbește, care mă cercetează, care mă mustră, care mă îndeamnă, care mă iubește, care mă mângâie, care are tot ce trebuie pentru formarea mea spirituală. Foamea prezentă aduce și rezultate similare cu cele din vremea lui Amos. Amos descrie în cartea lui o situație tristă. Și când te uiți aici, în capitolul 8, versetele 13, 14, și vezi că a venit o foame de după Cuvântul lui Dumnezeu. Aici imaginea este ceva de genul acesta. Tine slăiți de putere. În ziua aceea se vor topi de sete, fetele frumoase și flăcări. Alții sunt la pământ fără puterea de a se ridica din nou. Vor cădea și nu se vor mai scula, spune Amos. Nu este aceasta, dragii mei, imaginea multor credincioși din zilele noastre? Oameni care trăiesc în descurajare, în depresie, în dezamăgire. Oameni dezorientați. Oameni care nu știu ce să facă. Oameni care își duc necazuri și durerile astea din pricina faptului că asta Biblia atât de multă vreme închisă. Și doar la nevoie. Au fugit la ea. Biblia nu-i horoscop. Biblia nu-i un loc în care să cauți, să vezi unde să te duci. O deschizi și pui degetul și ce scrie acolo. Mă aduc aminte când eram copil, tatăl meu avea o cutiuță cu versete biblice și ne punea să tragem câte ori și să citim și era frumos lucrul acesta. Și apreciez asta. Dar nu am să spun ceva. Biblia nu e pentru asta, dragii mei. Nu să tragem noi bilețele. Biblia e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Iar că majoritatea dintre dumneavoastră ați primit o scrisoare. Și când primiți scrisoarea, nu faceți ceva de genul acesta. Închideți ochii, puneți un deget așa și unde ați pus degetul, citiți rândul ăla și vor mai închide scrisoarea. Nu? Dar nu faceți nici ceva de genul acesta. Vă scrisoarea și dragă Vasilica. Și închid. Încă îi sunt drag. Stai două zile și tot gândești că dragă Vasilica. Auzi că dragă. După două zile să mai citești ceva de acolo. Când ai primit o scrisoare, ai citit-o? Păi, ia, parcă n-am înțeles din. Mă citesc o dată. Și încă o dată. Și parcă după ce ai citit-o, aproape o știi cât de prost. Păi asta e scrisoarea lui Dumnezeu. De la Geneza până la Apocalipsa, e scrisoarea lui Dumnezeu trimisă ție și mie. Nouă fiecăruia. Și Dumnezeu spune, ia ta. Ție ți-am trimis-o. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Și a dat tot ce a avut mai scump. Ca noi să citim, să iubim, să trăim, să fie al nostru.
Să ne îndrăgostim. Sfânta Scriptură trebuie citită. Ca o carte întreagă. Ca un mesaj. Suferința profundă care era cauzată în vremea aceea din lipsa de hrănire spirituală. Era foarte ușor de înțeles pentru că oamenii au neglijat, au pus la o parte. Și astăzi sunt oameni care trăiesc în suferință, în necaz, din pricina că nu se hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte ușor biruiți de ispite. La cele mai mici încercări și teste ale vieții cad și mulți dintre ei nu se mai ridică. Pentru că nu le este pusă cu Scriptura în inimile și în mințile lor. Nu i-a așezat Cuvântul lui Dumnezeu în viața lor și în trăirea lui. O parte din noi convertiți se întorc înapoi. O parte din cei tineri își pierd interesul. Chiar și comportamentul unor oameni mai în vârstă sau a unor predicatori care desconsideră Cuvântul lui Dumnezeu și trăiesc din amintiri îi face să fie așa cum sunt. Două lucruri sunt importante, dragii mei, în lupta asta, cu încercările și ispitele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Credința în Dumnezeu și frica de Dumnezeu. Credința în Dumnezeu și frica de Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este să crezi că Dumnezeu va găsi o cale de scăpare atunci când ești în încurcătură. Că Dumnezeu are o soluție. Că Dumnezeu are un plan. Că Dumnezeu este Dumnezeu în orice situație. Că El este pe tron. Chiar dacă toate sistemele sociale, politice și religioase din lumea asta se clatină. Dumnezeu este Dumnezeu. Frica de Dumnezeu e acea reverență. Înaintea lui Dumnezeu care te motivează să întorci spatele la cei rău, la cei păcătos, să te uiți la Dumnezeu. Să te uiți la cel prea înalt. Dar Scriptura spune credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu le poate face pe amândouă. Să nască credință în inima ta, să aducă reverență în sufletul tău, să te închini înaintea lui Dumnezeu. Dar condiția multor biserici de astăzi este malnutriție spirituală. Influențați de materialism, de imoralitate, de pierderea adevăratei spiritualități în viață prin abandonarea Cuvântului Dumnezeu. Așa doar ne putem explica descurajarea, dezamăgirea, depresia din multa viețile multor credincioși. Ce putem face în astfel de situație? Care este soluția? Pentru că nu putem rămâne la tabloul acesta sumbru în care să ne uităm și să spunem, iată, ce nenorociți suntem, să rămânem aici. Dumnezeu are soluție întotdeauna. Chiar și când ne mustră, chiar și când ne pedepsește, Dumnezeu are un scop, să te scoată, să te ridice, să spună picioarele pe stâncă. Cum scăpăm de această foamete după Cuvântul lui Dumnezeu? Mai întâi, noi trebuie să apreciem puterea Cuvântului Dumnezeu. N-ai să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, să-L citești, să-L memorezi, să-L studiezi, să-L aplici în viața ta, dacă nu înțelegi puterea Cuvântului. Și această putere a Cuvântului a fost demonstrată prin creația pe care Dumnezeu a adus-o la ființă, prin puterea Cuvântului. El a zis și s-a făcut. Prin credință noi pricepem că lumea a fost făcută de Dumnezeu. Aceeași putere, dragii mei, este și în domeniul spiritual, producând adevărata regenerare. Și când Cuvântul lui Dumnezeu este citit, când Cuvântul lui Dumnezeu este luat în inimile noastre și așezat în viața noastră, schimbă și transformă vieți. În primăvara asta, Dumnezeu ne-a răsfățat realmente cu o cercetare specială. Și în primele 5 luni de zile am avut două botezuri în biserică. Au fost oameni speciali, chemați de Dumnezeu, motivați și transformați. Unul din ei a fost un tânăr. Băiatul unui fost ofițer de securitate. Un tânăr care a terminat facultatea și slujba lui, în mod special, era în fața ecranului, a computerului.
În multe situații, el a spus, Doamne, dacă mă ajuți aici sau dincolo, mă duc la biserică. Dar n-a făcut. Așa cum de multe ori promitem noi de Dumnezeu și uităm de aceea. Stând în fața computerului, însă, deodată, printr-un link, a ajuns într-o zonă în care a văzut Biblia. A spus, cum? Biblia pe computer? Și a trebuit să citească. Și a spus în mintea lui, Doamne, uite, ți-am promis că mergi la biserică și nu m-am dus. Dar uite, acum, aici am Biblia. Și citesc Biblia. Și a început să citească. Și a văzut că sunt și comentarii la Biblie. Și a văzut că sunt și diferite studii. Și a început să citească. Și una, și alta. Dar mai văzut ceva. Că se poate comanda o Biblie și online. Și a comandat o Biblie. Și acum, atâta mai fiul ofițerului de securitate cu Biblia acasă. Avea Biblia pe computer, dar avea Biblia în mâinile lui. Și a început să citească. Căutând pe internet, mai departe, a văzut că sunt predici care se țin din Biblie. Și a început să asculte predici. Și Dumnezeu l-a dirijat în așa fel încât a ajuns la pagina de web a bisericii noastre. Și acolo era înregistrat un botez, nou testamental, cu mesajul întregii. Și a ascultat și a spus, dar este așa ceva în orașul meu și nu știu. Și a venit să caute, să vadă despre ce e vorba. Și la prima întâlnire, cuvântul viu al lui Dumnezeu, când acest tânăr inginer a intrat în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a străpuns inima. A venit la mine la terminarea programului și a spus, de 2 ani de zile, caut așa ceva. Și n-am știut unde este. Mi-am cumpărat o Biblie și am citit deja Noul Testament de 2 ori, dar nu înțeleg mai nimic. Că zic, de-aia te-a trimis Dumnezeu aici ca să înțelegi. În câteva luni de zile s-a botezat. Să-i fi văzut soția cum plângea. Părinții soției cum stăteau acolo. Să vedeți cum iubește Cuvântul lui Dumnezeu acum și la fiecare serviciu vine și mă întreabă, frate, dar mai spune, dar asta cum e, dar asta... Puterea Cuvântului! Unii au impresia că nu se întâmplă nimic. Îmi fac datoria. A citit Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul acesta lui Dumnezeu l-a transformat. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Are putere de creație și de recreație. Are putere de regenerare. Transformă, schimbă. El are putere de sfințire. Cuvântul lui Dumnezeu spune în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, Doamne, eu acum vin la Tatăl, Sfinte Tatăl, dar sfințește prin adevărul Tău. Dar ce e adevărul Tău? Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Când citești Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu începe să te sfințească. Dacă mănânci usturoi, nu poți să-mi miroșe la portocale. Roșia usturoi, ce faci în tine, ai. Mă, dacă e Cuvântul lui Dumnezeu, îți face aroma vieții, îți face trăirea, relațiile toate. Și mai spun încă ceva, dragii mei, că toți suntem în mediul ăsta. Câți dintre cei care ați venit în concediu, v-ați dus pe plajă și ați stat așa în rugăciune și ați spus așa. Soare, te rog frumos în astea 7, 10, 12 zile să vii să mă bronzezi. Câți ați făcut? Asta vă spune niciunul. Ce trebuie să faceți? Doar să umblați în soare. Și soarele își face el datorie. Nu trebuie să faci altceva decât să umbli în Cuvântul lui Dumnezeu. Să iei Cuvântul lui Dumnezeu, să-L aduci în viața ta. Și slujba Cuvântului este să te sfințească. Va ști El să schimbe și culoarea vorbirii, și a relațiilor, și a trăirii tale, și atunci. Pentru că una din atributele Cuvântului este sfințirea noastră. Sfințește-i, Doamne, prin adevărul Tău. Cuvântul lui Dumnezeu are și puterea să ne păstreze. Nu e în puterea noastră, dragii mei, să rămânem sfinți, drept, curat, într-o lume spurcată și nelegiuită, în care dintr-o parte și alta vin tot felul de ispite. Puterea vine prin puterea Cuvântului care este în noi. Cum îți va putea ține tânărul curată tărare? Și care e răspunsul? Îndreptându-se după emisiunile de la televizor. Nu? După sfaturile celor înțelepți.
îndreptându-se după cuvântul. Da. Dar asta e valabil și pentru cei invers, dați-mi voi să nu-i numai pentru. Pentru toți. Când ne îndreptăm după cuvântul lui Dumnezeu, atunci avem o viață plăcută și frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu are și putere de mântuire și condamnare. De mântuire și condamnare. Biblia spune să primiți cu plândețe cuvântul lui Dumnezeu în sufletele voastre care vă poate mântui suflet. Când primești cu plândețe cuvântul în inima ta, este ca un sol care primește sămânța în el. Și la vremea hotărâtă aduce roadă. Dar în același timp, cuvântul acesta are putere de condamnare. Pe cine mă va mărturisi înaintea Tatălui, spune Domnul Iisus Hristos. Și eu te voi mărturisi înaintea Tatălui. Dar pe cine nu mă va mărturisi, nici eu nu voi mărturisi. Adică, condamnare. Apoi, dincolo de faptul că ar trebui să apreciem puterea, apoi ar trebui să ne hrănim cu el. Cuvântul lui Dumnezeu ne este dat să ne hrănim cu el. Asemenea, unui bebeluș care tânjește și dacă nu-i satisfaci dorința aceasta, îți face o gălăgie, te nu mai oprești. Mulți sunteți aici părinți, unii sunteți bunici și nu-i vremea prea departe de când ați văzut un nou născut. N-a făcut nicio școală. N-a făcut niciun curs. Nu l-a învățat bine. Dar nu știu cum face că la 3 ceasuri își deschide trompeta și sună mai tare decât fratele. Face o gălăgie și nu se oprește până când nu primește ceea ce dorește. Tânjește. O întrebare este asta. Pentru mine și pentru tine. Tânjim noi după cuvântul lui Dumnezeu? Suntem noi în această atitudine în care zic, nu pot să trăiesc fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să nu mă trăiesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să nu-l iau pentru viața mea. Ne uităm în jurul nostru și sunt atâtea exemple care ar trebui să ne motiveze. Gândiți-vă doar la faptul următor. Hrănirea fizică a trupului nostru e așa de importantă. Și nu uităm, nu uităm în fiecare zi să-i dăm ce-i trebuie trupului. Și nu știu cum nu te plictisești că unii care au 80-90 de ani mănâncă în fiecare zi pâine. Și nu zic, băi, am mâncat de la 10 de ani de pâine. Lasă, bă, nu mănâncă. Și după 90 de ani, încă ia felia de pâine în mână. Și bună. Pentru că trupul trebuie hrănit și valoarea hrănirii este importantă. Dar haideți să vă spun. Sufletele noastre sunt create după chipul lui Dumnezeu. Sufletele noastre sunt răscumpărate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre prețioase. Și sufletele noastre sunt mai valoroase decât toată lumea aceasta. Și atunci pentru un pumn de carne, care valorează foarte puțin, care într-o zi va fi așezat în gheia pământului. Ne străbim atât de mult de dimineața până seara pentru sufletul nostru. De ce nu avem înțelepciunea să o facem? Nu suntem mai carne și os, moșineri. Nu suntem mai ceea ce se vede și se pipăie, dragii mei. În mod tainic, Dumnezeu ne-a făcut o creatură minunată și a pus în noi, din El, ca să-L căutăm pe El. Pentru că într-o zi ne vom întâlni cu El. Într-o seară mă întorceam de la Târgu Mureș spre casă cu autobuzul. Lângă mine era o doamnă. O doamnă care ținea un copilaș în brață și era tare agitat copilașul. Se întorcea într-o parte, în alta, înainte, înapoi și a spus, Doamna, e bolnav, copilul are probleme. Și Doamna a lăsat capul în jos, n-a spus nimic și la un moment dat a spus, nu, Domnule, nu-i bolnav. Eu sunt sora mamei acestui copil. Două săptămâni în urmă, copilul, mama copilului a murit
La plasa Crescu am condiții materiale, am ce gen. Eu ofer dragoste pentru că n-am copii. Dar nu de câte ori ajungem în public, copilul, caută de mamă. O vrea pe mamă. Fiecare dintre noi are un suflet care e așezat, e rupt din Dumnezeu și e așezat în vehiculul acesta, în punctul acesta de cap. Și sufletul din noi strigă după Dumnezeu, dragii mei, orice ei da, o să-i dai o casă frumoasă, o mașină luxoasă, o slujbă extraordinară, respect și relație, o să-i dai orice din lumea aceasta. Sufletul nostru se rănește cu Dumnezeu. Așa cum Augustin spunea, Doamne, nu ne odihnim decât atunci când ne odihnim în Tine. Când vin în contact cu Dumnezeu, când vin în contact cu acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu și încep să-L citești, să-L trăiești, să-L iei pentru tine, hrană pentru sufletul tău, atunci te întâlnești cu Dumnezeu cel viu și sufletul tău se hrănește. Adevărata ta personalitate începe să crească. Așa că începe, dragul meu, dincolo de a aprecia, să faci ceva practic, să te hrănești cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și această hrănire cu cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-L citești în mod zilnic. Începe în fiecare zi, măcar cu un capitol. Și sugerez să încep cu Noul Testament. Și în felul acesta, cu un an de zile, vei citi tot Noul Testament. Vei primi abilitatea și pofta de a citi cuvântul lui Dumnezeu și apoi citește 3 capitole pe zi. Și într-un an de zile vei citi toată Scriptura. Și vei vedea dintr-o dată că te-ai fortificat, te-ai întărit. Și mintea ta începe să gândească altfel. Relațiile tale se schimbă, formele tale, viața ta în întregime se schimbă. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere de schimbare și transformare. Și chemarea din această dimineață este să ne întoarcem la Biblie, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să ne întoarcem la ceea ce ne dă putere, lumină și anul trecut o soră din biserică care mi-a spus, frate, de 5 ani de zile mă rog pentru soțul meu și nu se întâmplă nimic. Uite, din respect pentru mine, mă aduce în fiecare zi, în fiecare duminică la biserică. Și apoi îmi stă pe ultima bancă la balcon și mă așteaptă. Când se termină biserica, mă ia și mă duce acasă. A spus, soră, vorbește cu el, săptămâna viitoare vin să mă fac o vizită. Vorbim împreună, citim, ne rugăm. S-a dus bucuroasă acasă și i-a spus, când a auzit soțul ei, a spus, ascultă-mă, eu te-am respectat și te-am pus acolo. Să nu-l primi pe păstorul tău că intră în casă la mine. Nu știu ce-i fac. Va mai mult vreo câteva săptămâni am venit la biserică. Urmă tot din respect pentru soția lui, venit din nou. Tot acolo, pe ultimul rând, la balcon. Și într-o zi, după ce mi-a spus soția lui, asta mi-a părut rău că a făcut această propunere. În ciuda gândirii mele, Duhul Domnului stând la ușă și dând mâna cu oamenii, când a coborât de la balcon, dar una cu el, m-am uitat și a spus, pace, frate. Nu vă spun ce privire mi-au aruncat. Am așa de vreo 2 metri, de lângă mine, așa, bine, așa, da? S-a dus, da, fulge. A venit o săptămână de evanghelizare. S-a terminat săptămâna de evanghelizare, cum s-a întâmplat. La un serviciu care l-am ținut, duminică dimineața, după săptămâna aceea, am pus din nou la ușă să dau mâna cu oamenii, să-i salut, să vorbesc cu ei. Și văd că de la balcon coboară cineva grăbit, agitat. Când mă uit, omul meu, cu mâinile întinse, avea o față așa lipită, că a fost ăsta vine la mine. Și într-adevăr, direct spre mine, și era cu mâinile întinse. În mintea mea deja era scenariu, la strânge de gât. Într-adevăr m-am strâns, dar m-am îmbrățișat. A început să plângă, să șoptească la ureche. L-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Cuvântul lui Dumnezeu mi-a străpuns. Am îmbrățișat și am stat câteva minute cu el acolo și lacrimile ne curgeam la amândoi. Soția lui încă nu ieșise din biserică, el a ieșit în cort și când a venit ea, a spus, soțul tău s-a predat Domnului astăzi. Cum? La ultimul botez s-a predat Domnului cu legământ cu Domnul. S-a văzut atunci. Dragii mei, atâta bucurie are omul ăsta. Din nou, cu un sus care avea impresia că te face praf,
Acum e atât de bucuros. Și tot cu Scriptura. Și e tot cu bucăți de hârtie pe care și-a notat întrebări din Scriptură să mai lămurească, să mai știe ceva. Cuvântul ăsta lui Dumnezeu are putere să schimbe, dragii mei. Dar l-am înlocuit, poate cu televizor, poate cu activități, poate cu programe, poate cu tot felul de lucruri. Și am uitat că ceea ce schimbă viața noastră e cuvântul lui Dumnezeu plin de autoritate și putere. Dacă vă doresc ceva, dumneavoastră tuturor în această zi, este să vă încredințez în mâna Dumnezeului Celui Preanalt și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți Sfinții. Mă rog ca Dumnezeu, Cel Preanalt, să vă binecuvinteze la aceasta. Și Harul lui Dumnezeu să vă fie de ajuns. Și cuvântul lui Dumnezeu să vă fie plăcerea vieții dumneavoastră. Pentru ca fie că trăim, fie că umplim, noi să fim ai Domnului. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin.